Ea a ajuns în top 10 la campionatul mondial de haltere din acest an, anul anterior, 2019, și se pare că este una dintre cele mai puternice femei de la noi. Ecaterina Tretiakova, sportiva pentru care nu există limite. 88 de kilograme le poate ridica fără a clipi din ochi. Dacă este adevărat, aflăm chiar acum de la ea. Salutare! Bine ai venit! Bună ziua! Mă poți ridica așa, Timine? Dar nu încercăm. Da. Eu am vreo 50 de kilograme. Pentru tine 50 de kilograme e așa. E încălzirea. E încălzirea. Eu duc un copil de 20 de kilograme și mă rup la șale. De când ai început să practici sportul? Am început în urmă cu 12 ani, de când aveam 11 ani. Cine te-a adus în sala de sport? Sau? Întâmplător am ajuns acolo. Pot să spun că nu am ales eu halterele, ele m-au ales pe mine, pentru că eram un copil, pe atunci aveam 11 ani și pentru mine era totul o joacă. Dar iată că cu timpul această joacă a devenit o performanță. Da, e adevărat, pentru că este un sport greu și epuizant din punct de vedere fizic, pentru că aici e chiar nevoie de forță. Ce greutate ai ridicat pentru prima dată? Pentru prima dată, 8 kg erau grifurile care îți face încălzirea cu dânsi, cu ele. Și acum 88. Sau mai mult? La ultimul campionat, la europene, care le-am și câștigat, fiind și traumat atunci, Am ridicat la proba 188 și l-a aruncat 108. Aruncat, adică e aia din... stai, care e una și care e alta? Una o ridici și cumva te oprești? Da, prima este smuls, care direct cu mâinile late. Și deodată cu... Și a doilea aruncatul, mâinile înguste, care pui întâi pe piept și după în sus. Ah, care e mai greu? Ambele. Ambele. Eu zic să vedem câteva imagini de la antrenament și să vă convingeți cât de greu, dar totodată cât de spectaculos este acest sport. Haideți să vedem, o domnișoară sexy, firavă, cum ridică greutăți de 88+. Sunt imaginile de la campionatul european pe care l-ai câștigat. E așa de frumos, mie cum mi se ridică așa părul pe mâini, pentru că în spate e drapelul și tu ești sportiva care a purtat cu mândrie acest drapel și imnul. E un moment foarte greu pentru un sportiv să te afli acolo și să știi că tu trebuie să fii cea mai bună. Uite, în secundele alea de pauză, când stai în față cu halterele jos, la ce te gândești? Sincer, acum, în acel moment, nu pot să mă gândesc la nimic. Doar o văd haltera deasupra capului și atâta. Mi-o imaginez așa și știu că așa trebuie să fie. Vedem acolo și un timer. Nu ai foarte mult timp ca să stai, să te uiți prin prejur, să te gândești în cât timp trebuie să fii pe platou și să demonstrezi că ești cea mai bună. Un minut și jumătate. Da. În momentul în care îți tremură genunchii, pentru că picioarele trebuie să fie foarte bine împământenite, așa. Există riscuri de traumă? Sunt riscuri de traumă. Chiar recent, în urmă cu 3 săptămâni, am avut o intervenție chirurgicală, microscopia umărului stâng am avut. De ce acum nici nu fac antrenamente, sunt în recuperare. Nu este prima operație, dar... Câte ai mai avut? Încă două. Încă două. Da. Dar părinții nu zic mai fata obiești? Nu. Părinții mei sunt mândri de mine și ei mă încurajează în orice decizii pe care o iau, pentru că ei au încredere în mine și știu că aleg ce e mai bine pentru mine. Cât timp te mai vezi în acest sport și în sportul de performanță? Pentru că oarecum sportul de performanță te limitează ca timp. Sincer, nu prea mult.
pentru că deja am și 23 de ani, nu este o vârstă la care să renunți, dar pentru mine cred că este deja prea mult. Fac deja sport de 12 ani și îmi este greu, pentru că, într-adevăr, halterele este un sport destul de greu. Este greu pentru băieți, mai ales pentru o fată. Și cred că oricum o să mă continui un an, poate doi, poate. Dar prea mult, nu. Dar după asta ce să faci? Să fii doamna antrenoare? Sunt doamna antrenoare deja. Activez de 2 ani deja și aici, pe drumul ăsta până ce merg, dar viitorul în rezervă poate multe surprize, de aceea nu vreau să-mi fac planuri atât de mari pe viitor. Până ce am viitorul asigurat, dar se poate, mă aștept și la schimbări. Așa. Bărbații, cum reacționează lângă o femeie atât de puternică ca tine? Nu e frică? Nu, frică nu este cazul, dar mă întreabă mereu, cum poți, cum reușești? Și el răspund mereu, prin 12 ani de muncă. Acesta. Antrenamente zilnice, 12 luni pe an, 6 zile din 7 pe săptămână și iată așa reușesc. Da? Iată exemplul că atunci când se dorește, reușești în toate. Unde pleci în viitorul apropiat la competiție? Deci o să plec la campionatul mondial de studenți, posibil în această toamnă, în octombrie, în Coreea. Dar până atunci mai este etapa de reabilitare după operație și vedem până atunci mai este timp. Recuperare ușoară, multă sănătate și forță să le reușești pe toate. Campioana europeană aici, pe canataua noastră.